Aș vrea să îmi exprim bucuria de a fi în această zi de sărbătoare în casa Domnului, cu toții la oaltă, și să vă spun tuturor celor ce sunteți aici că sunteți beneficiari ai Harului lui Dumnezeu. Nu-i lucru mai mare decât acesta. Ne bucurăm în lume când suntem beneficiari a unor lucruri care vin și trec. Însă mai zic o dată astăzi, noi toți suntem beneficiari ai Harului Ceresc. Pentru că a fi în casa lui Dumnezeu într-o zi ca și aceasta este un har. Scurtimea nopții care tocmai a trecut i-a biruit pe unii. Dar fie ca Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. De seară ne vom vedea cu toți în casa Domnului și cu cei ce au fost biruiți și cu biruitori. Ne vom vedea aici de la ora 18 ca să ne bucurăm de o altă porție de har dumnezeiesc. Împreună cu noi va sluji din cuvântul Domnului aici fratele Iosif Borca de la Alba Iulia. Ne rugăm ca Domnul să-l întărească și să-i dea cuvânt potrivit pentru nevoile noastre spirituale. Apoi săptămâna care ne stă înainte ne oferă ocazii de revărsare a harului lui Dumnezeu în ziua de marți, când ne vom putea întâlni la rugăciune de la ora 18. Apoi, în ziua de joi, când de la ora 18 ne vom întâlni aici ca să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și vom avea ocazia binecuvântată de a sta împreună la masa Domnului. E singura ocazie din an în care joia seara stăm la masa Domnului. Vă chem cu toată dragostea, în numele Domnului, să folosiți prilejul de închinare din ziua de joi. Străduiți-vă să fiți prezenți, să vă bucurați de ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Chiar dacă e hotărâtă a fi o zi a aducerilor aminte, sunt aduceri aminte care nu fac decât să ne îmbogățească spiritual. De aceea vă chemăm cu toată dragostea să nu lipsiți în ziua de joi, adică în seara zilei de joi mai precis, când de la ora 18 vom veni în casa de rugăciune. Apoi, vineri, fiind vinerea mare, ne vom întâlni iarăși de la ora 18 aici în casa lui Dumnezeu. Vom avea un grup coral aici care se va ansambla spre a aduce slavă lui Dumnezeu. Sunt musafiri pentru noi și unii dintre ei casei și credem că Dumnezeu va folosi și prilejul serviciului de vineri spre binecuvântarea noastră a tuturor. Apoi, de astăzi, într-o săptămână, vom sărbători cu toții învierea Domnului. Și acesta este un har. Vă chemăm cu toată dragostea să nu lipsiți de la niciuna dintre aceste adunări. Duminica viitoare ne vom întâlni de la ora 9 dimineața până la ora 12 și apoi de la ora 18 până la ora 20+. Astăzi, aici în casa lui Dumnezeu, am spus că suntem beneficiari ai harului lui Dumnezeu. Și un mare har pe care ni-l dă Domnul este harul de a-L cunoaște pe El. Să nu credeți că e un lucru mic să-L cunoști pe El. Apostolul Pavel, în temniță, scria filipenilor și își exprima dorința lui de căpătâi. Și știți care era dorința lui? Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Când venim în casa de rugăciune, Domnul ne dă harul să-L cunoaștem pe El. Îl cunoaștem aici, îl cunoaștem în viața noastră de credință și aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut pe Domnul ca vindecător? Puteți să ridicați o mână sus. Frumos! Câți l-ați cunoscut ca mângâietor? Și aș putea să pun întrebări pentru că la El găsim ridicare, la El găsim alinare, la El găsim mânghiere, la El găsim îmbărbătare, la El găsim toate resursele spirituale de care avem trebuință și frumos este să ne uităm spre El și să zicem, Doamne, toate izvoarele mele sunt în Tine. În această zi de flori, Domnul ne-a dus în casa Lui ca să ne aducă aminte încă un lucru important despre El. Da, El este mângăietor, El este ajutor care nu lipsește niciodată nevoi, El este medic, El este tot ceea ce avem trebuință, păstor cel bun, păstorul cel bun și așa mai departe. Dar în această zi, cu bucurie proclam încă o dată de la acest anvon, Iisus e Rege.
Întrebarea este aceasta, suntem noi supuși lui? Doamne, dă-ne harul de a fi totdeauna supuși ție și voiei tale, cum ne rugam la ceasul de rugăciune. Iisus e rege și lucrul acesta nu este un lucru mic. El nu stă pe prima pagină a ziarelor. El nu stă pe ecranele televizoarelor la orele de știri. Și totuși cu bucurie proclamăm de la amvonul casei de rugăciune. Și m-aș bucura această proclamare să o audă nu doar cei de aici, m-aș bucura să o audă cei care ne văd pe internet, m-aș bucura să o audă și cei ce nu ne văd. Să audă toată lumea, Iisus e rege! Amin. Și când vorbim despre Iisus ca rege, aș vrea întâi să-L prezentăm pe Iisus ca rege puternic. Cum sunt tot felul de regi. Se amintea aici despre, azi dimineață când ne-am rugat pentru Iordania, se amintea despre regele Iordaniei câte ceva. O fi el rege, dar puterea lui e limitată. Însă vreau să vă spun în această zi, Iisus e rege puternic. Mă corectez și zic, Iisus e rege atotputernic. El este un rege care are putere universală, suveran peste întregul univers. De aceea vă spun, e un har să fii între supușii regelui. Ce mă face să spun asta? Uitându-mă la pasajul care a fost citit, nu pot să nu mă treacă fiori la gândul că el a aranjat lucrurile în așa fel. Puterea lui nu se limitează la un spațiu geografic anume, ci puterea lui se duce departe. Uitați-vă cum a aranjat el lucrurile, ca la ora potrivită, la momentul potrivit, un măgăruș să fie legat în satul dinaintea lor, în cutare loc și așa mai departe. Mă uimește asta. Știți ce mă face să înțeleg? Că el, regele puternic, orchestrează totul în acest univers. Ascultați-mă bine, nimic nu e la întâmplare. Puternicul rege le știe pe toate. Avea puterea de a cunoaște. E impresionant să vezi că Domnul cunoștea deja și dialogul pe care ucenicii trimiși de el îl vor purta cu stăpânul măgărușului. Până și asta știa. Vă veți duce acolo și vedeți că vă va întreba de ce dezlegați măgărușul și să spuneți așa și așa. Nu sunteți impresionați de așa un rege? Lăsați-mă să strig în gura mare, slăvit să fie el! Amin. E rege puternic, cunoștea până și reacția proprietarului. Ce crezi că nu știe el despre noi toate lucrurile? Crezi că este vreo latură a vieții noastre necunoscută de el? Crezi că este ceva ascuns de ochii lui? Ascultați-mă bine, el a știut că tu vei ajunge în această dimineață în adunare. Ești impresionat de asta? Dar știți că a știut și că unii nu vor ajunge în dimineața aceasta la adunare? El știe ce vei face tu în această după-amiază. Preștiința lui ne uimește să vezi că el cunoaște dinainte toate lucrurile și în asta stă puterea lui, puterea de a cunoaște toate lucrurile. Nu numai atât. Sunt impresionat să văd că le spune ucenicilor, duceți-vă și dezlegați măgărușul, un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni. Acum, despre măgari se știe un lucru, că sunt animale foarte încăpățânate. Asta este ceea ce se știe despre măgari. Acum, dacă un măgar, să zicem, a fost călărit nu știu câți ani, zicem, din obișnuință, suportă pe cineva să vină și să se așeze călare pe el. Dar să iei un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată, să te pui călare pe el, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că el e stăpânul a toate. Până și cele mai încăpățânate fiare, dacă vreți, sunt stăpânite de el și de puterea lui. Toate sunt cu putință la Domnul.
Poate că stai și te frămânți și zici, Doamne, cine îl mai schimbă pe soțul meu? Cine îl mai poate schimba pe copilul meu? Cine mai poate să lucreze în situația asta sau în situația cealaltă? Și eu proclam iarăși, Iisus, regele. El este un rege puternic și lucrul acesta trebuie să ne dea curaj fiecăruia dintre noi. El nu e un rege oarecare, e un rege puternic, atotputernic, slăvit să-i fie numele. Și dacă vreți, lecția floriilor pentru noi ne pune înainte un rege plin de putere. Și te întreb, fă-ți socotelile, nu crezi că se merită să slujești un astfel de rege? Însă mai trebuie să spun ceva, care pare a fi în contradicție cu ceea ce v-am spus până aici. Am spus, nu mai pare. Am vrut să vă prezint un rege puternic, dar vreau să vă prezint acum un rege sărac. Nu e ciudat? Să fii puternic și în același timp să fii sărac. Nu prea se asociază lucrurile acestea una cu alta. Pare a fi contradicție între ideea de rege și sărăcie. Pare a fi contradicție între ideea de putere și sărăcie. De ce spun asta, că e prezentat ca un rege sărac? Pentru că regii, sau dacă vreți, regilor, le stătea mult mai bine să vină călare pe armăsari puternici, împodobiți, cu șaua bătută în aur și așa mai departe. Așa le stătea bine puternicilor regi. Până și calul pe care călăreau demonstra puterea lor, bogăția lor. Însă vine Iisus ca rege sărac. Însă vreau să vă spun astăzi, iubiții mei ascultători, iubiți credincioși, sărăcia Domnului Iisus a fost o sărăcie asumată în mod voluntar. Așa a ales El să fie. Pune, te rog, pe ecran 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Haideți să-l citim împreună. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. Amin. Înțelegem că Domnul, Regele, Iisus, și-a asumat în mod voluntar sărăcia. De ce a făcut asta? Tot ceea ce ne prezintă Evangheliile, ne prezintă un Iisus sărac. De ce asta? S-a născut într-o iesle. Știți că ieslea nu era a Lui? O iesle împrumutată? Știți că s-a urcat într-o corabie ca să predice Evanghelia și corabia nu era a Lui, ci era împrumutată? Știți că măgărușul acesta, despre care citim în Scriptură, nici ăsta nu era al Lui și acesta era împrumutat? Știți că n-a avut nici măcar șa ca să pună pe măgăruș, ci hainele altora i-au ținut loc de șa? Știți că atunci când a fost îngropat, a fost îngropat într-un mormânt care nu era al Lui? E ciudat să vezi un astfel de rege. E foarte ciudat să știi că este unul care are resursele întregului univers și s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. Scriptura ne spune că a hrănit mulțimi de oameni, mii de oameni, a hrănit cu 5 pâini și 2 pești. Dar tot Scriptura ne spune că El a flămânzit. Nu e ciudat? Scriptura ne spune că i-a vindecat și i-a întărit pe mulți. Dar tot Scriptura ne spune că El era ostenit. Scriptura ne spune că i-a eliberat pe mulți de demoni. Dar tot Scriptura ne spune că El însuși a fost ispitit de diavolul. Scriptura ne spune că El i-a înviat pe mulți dintre cei morți.
dar tot Scriptura ne spune că El a murit pentru noi. Ce sunt toate acestea? Sunt lucruri pe care și le-a asumat Domnul de dragul nostru. Un rege puternic, dar iată-l, un rege sărac. De ce și-a asumat această sărăcie? De ce și-a asumat Domnul această condiție? De ce s-a făcut sărac? Am citit noi, pentru ca noi să fim îmbogățiți prin El. Și ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, că avem în El un mare preot, care poate să simtă cu fiecare dintre noi, care s-a coborât până la condiția cea mai de jos, cea mai umilă, ca să poată să simtă exact ceea ce simțim fiecare dintre noi, și-a asumat sărăcia ca noi să fim încurajați și să avem îndrăzneală la El. Domnul și-a asumat sărăcia ca să mai învățăm ceva. Ca să învățăm că nu-i rușine să fii sărac. Ascultați-mă bine, nu e rușine să fii sărac. Pentru că Domnul însuși s-a făcut sărac. Știți ce e rușine? E rușine să ai obiceiuri care te sărăcesc. De exemplu, dacă cineva sărăcește din cauza faptului că bea prea mult, sau că bea și băutura îl duce să-și cheltuiască toți banii din casă, e rușine. E rușine să risipești banii și risipa să te ducă la sărăcie. Asta este rușine. E rușine să trăiești în chefuri și asta să te ducă la sărăcie. E rușine. E rușine să te întinzi mai mult decât ți-e pătura, cum e vorba aceea românească. Asta e rușine. Dar nu-i rușine să fii sărac, pentru că Domnul însuși și-a asumat sărăcia. Însă sărăcia lui asumată stă înaintea noastră, dacă vreți, ca o lecție. Ca o lecție care ne determină să înțelegem că avem datoria să fim binefăcători. Să mai punem o dată pe ecran 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 7 de data aceasta și apoi versetul 8 și versetul 9. Haideți să vedem acest cuvânt. Uitați-vă, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. La asta suntem chemați, frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici. Suntem chemați să învățăm de la El că și-a asumat sărăcia, și-a asumat să renunțe la anumite lucruri din confortul lui de dragul altora. Un rege puternic, și zic slăvit să fie El. Un rege sărac, și mai zic o dată, slăvit să fie El. Dar e un alt lucru care mă face să vă prezint acum un rege jertfitor. De ce spun asta? Era interesant că Ierusalimul în vremea aceea era plin de oameni care veniseră pentru sărbătoare. Știți ce se întâmpla în zilele acelea în Ierusalim? Știți ce căutau evrei în Ierusalim? Ce era la mare căutare în perioada aceea, în zilele acelea? Se căutau miei pentru jertfă. Mielul fără cusur, despre care spune Moise în Exod la capitolul 12, fiecare să ia un miel. Evreii erau în căutarea mielului fără cusur. Fiecare alerga în stânga și în dreapta ca să facă rost de mielul acela fără cusur. Îl analizau bine, se uitau bine la el, se uitau îndeaproape la mielul acela ca să vadă, erau specialiști care se uitau îndeaproape, să vadă dacă mielul nu are niciun cusur și mielul acela să poată să fie jertfit.
Acum, v-am spus aceasta ca să înțelegem de ce, în mod ciudat, Domnul, față de alte situații, știți că au mai fost situații după ce Domnul a înmulțit pâinile, poporul a venit în mulțime mare, hotărât să-l facă rege. Și spune Scriptura că Domnul s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. N-a vrut să-l facă rege. Îl vedem că adesea se retrăgea dintre mulțimi și avea o viață retrasă rugându-se Domnului pe munte. De data aceasta e ciudat. Domnul se comportă cu totul altfel. Lucrurile pe care le-a evitat 3 ani și jumătate, de data aceasta le acceptă și intră în Ierusalim într-un mod triumfător. De ce aceasta? Pentru că toți oamenii din Ierusalim să aibă ocazia să vadă ceea ce căutau ei de fapt. Toți căutau mielul fără cusur. Și de data aceasta vine Domnul în văzul tuturor. Văzut de toți, cercetat de toți, uitați-vă că amintea aici fratele Raul despre felul în care se uitau cărturarii și farisei la Domnul. Uitați-vă cum se uitau ucenicii, cum se uita mulțimea, cum se uita fiecare dintre categoriile acelea de oameni la Domnul. Fiecare îl cerceta și îl analiza. Și Domnul în adins a făcut lucrul acesta ca oamenii să înțeleagă ceea ce trebuiau să înțeleagă cu adevărat. Și anume că între ei a venit acela care era mielul fără cusur. Credeți că nu cunoșteau ei scripturile? Amintea fratele Romic aici ce spune prorocul Zaharia, ce spunea, împăratul tău vine la tine călare pe mânzul unei măgărițe și dintr-o dată pe colina Ierusalimului coboară Iisus pe mânzul unei măgărițe. Mulțimea l-aclamă, îl știau că n-are păcat. Se uitau spre el și tot n-au priceput nimic. Cunoșteau ce spune Psalmul 24, porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. Și iată că Ierusalimul avea porțile deschise și pe colină cobora el, Iisus Hristos. A avut ocazia să-l vadă pe împăratul slavei? A avut ocazia să-l vadă pe cel despre care vorbea Isaia în capitolul 53, mielul fără cusur, ca un miel dus la tăiere. Și ca să folosesc expresia frecventă a Scripturii, este expresia aceasta, cine are urechi de auzit să audă. Câți dintre cei de acolo au putut să vadă în el ceea ce Domnul voia să le arate? Acum a venit să arate tuturor că mielul așteptat și căutat an de an se cobora pe colina Ierusalimului. De aceea spun, el este regele jertfitor. Este unul care a venit puternic și a asumat sărăcia și mai mult decât sărăcia și a asumat jertfa în beneficiul fiecăruia dintre noi. N-am greșit când am zis că suntem beneficiari ai Harului. Și a asumat jertfa în beneficiul fiecăruia dintre noi. Dragii mei, ceea ce se întâmplă de aici încolo este o adevărată minune. Îi suntem recunoscători Domnului pentru că s-a născut în Iezlea Betleem și ne bucurăm la Crăciun să ne aducem aminte de asta. Ne bucurăm de tezaurul nespus de minunat al învățăturilor pe care ni le-a lăsat Hristos în cei 3 ani și jumătate. Dar toate acestea sunt puțin pe lângă ceea ce urma să facă Domnul din această zi înainte. Pentru că din această zi înainte El a venit ca miel, hotărât să ni se dăruiască nouă tuturor. O, ce rege! Un rege hotărât să se jertfească pentru ai săi, să se jertfească pentru oameni din dragoste pentru ei. Și uitați-vă, a venit El, Mântuitorul, și interesant, cu această ocazie, a intrat în templu. Și a intrat în templu nu oricum, el a mai intrat în templu, dar niciodată nu l-am văzut pe Domnul într-o situație ca și cea de față. A intrat în templu și a început în mod violent să răstoarne mesele schimbătorilor de bani, a început să scoată afară, să izgonească pe oamenii care erau în templu. Și ne punem întrebarea, Doamne, ce te-a determinat să faci asta?
este cumva ceva contrar caracterului lui Dumnezeu? Vă spun categoric nu. În Ierusalim a intrat regele. Și astăzi, cu bucurie, vă spun, regele acesta este pe scaunul domniei Universului în ceruri. Și a vrut să ne arate că el este interesat de casa lui. Nu e tot una. Domnului nu e tot una ce se întâmplă în casa lui. Atunci când în casa lui se caută satisfacții și împliniri personale, dacă predic ca să mă împlinesc pe mine și să se poată zice despre mine, ei, ce a zis-o fratele sau fratele, dacă voi cânta din dorința de a căuta satisfacții personale, astea sunt lucrurile care îl deranjează pe Domnul în casa lui. Dacă voi face o lucrare din dorința de a avea satisfacții personale, pe Domnul îl deranjează lucrul acesta. Și deranjul acesta este atât de mare pentru Domnul, încât îl vedem pe Domnul manifestându-se altfel decât l-am văzut totdeauna în Scripturi. Dragii mei, vă chem în această zi de florii să învățăm că regele jertfitor a venit ca să înțelegem cu toții că el a dat totul pentru noi. Și ca să leg cuvântul meu de ceea ce fratele Ovidiu Chebeleu spune astăzi, aici, așteaptă Domnul de la noi să dăm și noi totul pentru el. Ce ziceți de asta? Jertfă s-a făcut pentru noi? Jertfă vrea să ne facem pentru el. Ne-am obișnuit cu jumătăți de măsură. Dăm un pic și Domnului, un pic și bisericii, dăm un pic și așa și un pic și așa. Domnul ne vrea întregi pentru el. Ce ziceți de asta? Așa vrea Domnul să fie supușii lui, întregi, pe deplin dedicați lui. Oameni care nu se tem de ploaia de afară ca să-l caute pe Domnul, oameni care nu se tem de un disconfort oarecare ca să-l caute pe Domnul, ci oameni care fac totul ca să se întâlnească cu el și așteaptă Domnul ca în casa lui să venim întotdeauna ca o jertfă pentru el, în închinare deplină. Un rege puternic, un rege sărac, un rege jertfitor și voi mai zice un rege slăvit și biserica zice amin. E slăvit chiar dacă gura noastră tace, ascultați-mă bine, cerul este plin de laudele lui. Cerul le vestește slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește slava lui Dumnezeu. O zi istorisește alteia acest lucru. O noapte dă de știre alteia despre el. În casa lui Dumnezeu, o scurtă secvență pe care o surprinde Isaia în capitolul 6, tot ce vede în casa, în templul lui Dumnezeu, Isaia, nu este altceva decât sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Dar, Doamne, oare dacă eu nu te slăvesc, voi știrbi ceva din gloria ta? Nici un pic. Nici un pic. Dacă Nelu Filip nu-l slăvește pe Domnul, cel ce pierde e Nelu Filip. El e un rege slăvit. Spun aceasta ca să îndemn biserica să înțeleagă că atunci când ne adunăm să-L lăudăm pe Domnul prin cântare, nu o facem așa ca să ne aflăm în treabă, că așa e slujba, așa e liturghia la noi, nu? Nu? Cine face acestea doar ca pe o liturghie, ca pe o slujbă, să se lase de această slujbă dacă o face din rutină. Însă vreau să vă chem astăzi, frați și surori, haideți să înțelegem că Hristos în această zi, spre deosebire de orice alte perioade din viața Lui, în această zi, într-un mod deosebit, ne arată fața sa de rege. Și ne arată că regelui îi se cuvine să îi se aducă slavă. Sfinții lui Dumnezeu, uitați-vă și în Scriptură și
Întotdeauna sfinții lui Dumnezeu au respins laudele sau închinarea aduse lor. Uitați-vă la Ioan, uitați-vă la alții, uitați-vă la Pavel. Atunci când cineva a încercat să le aducă închinare, au spus, departe de mine să faci lucrurile acestea, să nu îndrăznești să faci asta, îngerii din ceruri n-acceptă închinarea. Când Ioan în insula Patmos a vrut să se închine îngerului, îngerul l-a oprit și a zis, nu, nu, toată închinarea și slava îi se cuvine lui Dumnezeu. Dacă am vrea să înțelegem în această zi, dragii mei, când venim în casa lui Dumnezeu și nu numai aici, dar vorbim acum despre casa lui Dumnezeu aici unde suntem adunați, avem datoria să-i aducem laudă și o primește. Uitați-vă! Uitați-vă ce s-a întâmplat în ziua aceasta, el ne-a arătat ce se cuvine regelui. Oamenii care i-au adus închinare, categoria oamenilor care i-au adus închinare, au dat ce au avut mai bun pentru el. Vă imaginați? Era sărbătoare la Ierusalim. La sărbătoare toți se duc cu hainele cele mai frumoase pe care le au. Însă când a venit Domnul, fără nicio rezervă, au dat hainele, veșmintele lor frumoase jos și le-au pus la picioarele măgărușului peste care călărea, pe care călărea Domnul. Ce ziceți de asta? E jertfă. Asta e dăruire. Asta e dedicare. A acceptat lucrurile acestea, a acceptat dăruire, a acceptat laude. Sigur că laudele deranjează firea, totdeauna. Firea e deranjată de laude la adresa lui Dumnezeu. Că amintea fratele Raul aici despre cărturari și farisei. Ăștia sunt deranjați. Ceea ce este firesc, întotdeauna e deranjat de laudele care sunt aduse lui Dumnezeu. Și cum? Dar nu într-un mod direct, ci cu mult tact. Uitați-vă la farisei. Ceartă-ți ucenicii. Doamne, ceartă-ți ucenicii. Doamne, spune copiilor ăstora să tacă. Ăștia sunt prea de tot. Ăsta prea o face. Asta e extrem. Asta e așa și așa. Frați și surori, Domnul merită tot ce e mai bun în noi. Tot ce e mai bun în noi să-i dăm Lui. Am citit cu zâmbet pe buze o relatare, o întâmplare despre un clown de circ care, mă rog, s-a convertit, l-a primit pe Domnul și la un moment dat cineva l-a găsit în momente de închinare în fața unei statuete, cum știa el să facă, făcea giumbușlucuri în fața statuete respective, el zicea că se închină. Și a venit cineva și a zis, dar ce faci? Zicea el, asta știu cel mai bine să fac și vreau să fac pentru Domnul. E ciudat. Asta este închinare, ceea ce faci, să faci cel mai bine. Ce știi cel mai bine să faci, să faci pentru Domnul. Sigur că sunt oameni din ăștia care au sindromul factotum. Adică mă pricep la de toate și știu să fac de toate. Niciunul nu suntem așa. Niciunul nu suntem pricepuți la toate. Domnul este atotputernic. Însă ceea ce știm să facem, haideți să facem cu bucurie pentru Domnul. Asta înseamnă să te închini unui rege lăudat, așa cum am spus. Un rege care capătă laudă, care primește laude de la cei ce-i aduc închinare. Ce înseamnă aceasta? Dacă el e rege, vă întreb, merită el ascultare? Amin. Amin. Merită regele ascultare? Amin. Deja e altfel. Dacă e rege, merită respect un rege? Amin. Dacă e rege, merită închinare? Amin. Și eu zic așa, pentru că el e rege, el merită totul. Slăvit să-i fie numele. Un rege puternic, un rege sărac, un rege jertfitor, un rege lăudat. Să nu uiți, el e rege. Că vreau eu sau nu să mă supun lui, este treaba mea. Interesant ce rege este el. Că nu-și face supuși cu forța. Dacă eu nu vreau să mă supun lui, mă va lăsa pe cărările mele și pe drumurile mele. E un rege mărinimos, nu-i așa? Un rege bun.
Dar să nu uităm că la Florii el ne-a arătat o altă latură a caracterului său, a felului de a fi. Ascultați-mă bine, împăratul tău vine la tine blând și călare pe mânzul unei măgărițe, blând. Ne place asta, nu? Dar partea cealaltă, că vine la un moment dat revărsându-și mânia peste cei ce îl necinstesc pe el și casa lui, asta ne place? Trebuie să recunoaștem că nu prea. Dar acesta este el, regele Iisus. Astăzi vine la noi blând, prin cântare duioasă, prin versuri frumoase, prin predici încurajatoare, așa vine el la noi blând. Dar ascultați-mă bine, vine ziua când va veni în mânia lui aprinsă, împotriva tuturor acelora care ne cinstesc casa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea împăratului. N-aș vrea să mă întâlnesc vreodată cu mânia lui. Tu ai vrea? Pentru că n-ai vrea. De aceea te chem astăzi în numele Domnului. Pleacă-te împreună cu mine înaintea regelui Iisus. Recunoaște-L ca Domn și Stăpân și zi, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Ne-am rugat în rugăciunea de dimineață și am zis, Doamne, vrem să fim plăcuți Ție și a fi plăcut Ție înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Regelui nu-i se comentează. Regelui nu-i se interpretează poruncile, ci regele este ascultat. Domnul să ne ajute să ascultăm întru totul totului tot de El.